Salutare first playeri! Nu facem în fiecare zi clipuri despre jocurile de pe PC, dar atunci când o facem, avem grijă să fie ceva special. Ați ghicit, e momentul să vorbim despre Valorant. În primul rând, ce trebuie ca lumea să știe despre Valorant este că reprezintă competiție directă pentru CSGO. Da, cineva s-a încumetat să facă competiție gigantului Valve și marelui Lord Gabon. În stadiul de beta avem momentan un singur mod de joc care poate fi jucat cu mai multe criterii. Mă refer la modul 5 vs 5, Spike Defusal, care vine în 3 variante, Unranked, Ranked și Custom. După cum spune și numele, Unranked înseamnă că vei juca acel mod 5 vs 5 fără să-ți afecteze nivelul tău în joc. Îl poți lua ca pe un practice mode înainte să ai meciuri serioase în Ranked. La Ranked sau competitiv dacă vrei, după cum sugerează și numele, vei juca în mare parte cu oameni care au același skill ca și al tău. Lista este la modul următor. Avem Iron 1, 2 și 3, Bronze 1, 2 și 3, Silver 1, 2 și 3, Gold 1, 2 și 3, Platinum 1, 2 și 3, dar și Diamond 1, 2, 3, Immortal tot cu 3 tier-uri și în cele din urmă Valorant. Când vei vorbi despre Valorant, toată lumea se va referi la el ca la un fel de CSGO combinat cu Overwatch. De fapt, ce se întâmplă e destul de simplu. La CSGO, indiferent de tabără, ai arme și tipuri de grenade. Flash, smoke, hașe, știți voi cea care bubuie, molotov și decoy. Aici, în schimb, ai arme plus puteri ce înlocuiesc acele grenade. Se numesc operatori și fiecare dispune de grenade speciale, care de fapt sunt puterile lor speciale. De exemplu, unul dintre ei, pe nume Phoenix, poate arunca cu flash-uri. Poate arunca un soi de molotov spre inamic, poate ridica un zid special de foc pentru a diminua vizibilitatea inamicilor și deține o putere specială care se numește Ultimate. Când ai adunat destule puncte din diverse acțiuni, kill, plantat spike și chiar moarte, se activează acest skill destul de overpowered. În cazul lui Phoenix, acesta se poate duce spre inamic și să-l omoare și dacă este țintit, acesta reînvie în alt punct. Ei bine, acest Ultimate este disponibil și diferă de la personaj la personaj. Este foarte important ca într-un match toată lumea să-și aleagă operatori potriviți. De fapt, am învățat asta de la Overwatch și într-o oarecare măsură de la Modern Combat Versus. La ce mă refer? Este faptul că unul ce poate reînvia câte un coechipier pe Ultimate este esențial în anumite meciuri. La fel și unul ca Phoenix, care prin ultimate-ul lui poate acționa ca un fel de scout. Bomba de la CSGO în Valorant poartă numele de Spike. Există o diferență destul de importantă față de CSGO. În acel joc, dacă te-ai apucat să dezamorsezi bomba și ai scăpat în ultima secundă mâna de pe tastatură, trebuie să iei tot procesul de la început. La Valorant, în schimb, dacă ai trecut de jumătate în acel progress bar și ai scăpat mâna de pe tastatură, poți relua procesul de unde ai rămas. O chestie care îți va sări în ochi de cum vei intra în joc, pe lângă grafica mai cartoonă și apropiată de Fortnite, e partea cu armele. Nu sunt rele aceste arme și mecanica lor de joc este chiar bună. Ca la Counter-Strike avem un spray pattern, recoil și o împărțire pe clase. Pistol, shotgun, SMG, heavy, sniper și altele. Din păcate, nu sunt foarte deosebite. Dacă vezi ceva pe jos, nu prea îți dai seama doar într-o privire ce armă este aceea. La CSGO știi clar care este AK-ul, M4A1 sau un AUG de exemplu. Și dacă tot suntem la capitolul arme, putem vorbi și despre niște skin-uri. Singura monetizare din joc, deocamdată, o reprezintă skin-urile pentru arme. Modul în care sunt prezentate și vândute este total diferit de CSGO, unde acolo aveam câte un skin diferit pentru fiecare armă și era foarte greu să găsești același skin pentru tipuri diferite de arme. Aici, un skin poate fi cumpărat ca și bundle pentru majoritatea inventarului tău, inclusiv un cuțit. Încă o diferență majoră este că la CSGO sistemul este bazat pe loot box. Adică îți pică acel box sau îl cumperi și când îl deschizi nu știi niciodată ce spică. Poate fi un skin de valoare foarte mică sau poate l-ai apucat pe Dumnezeu de un picior și ți-a picat un skin care se vinde câteva mii de euro. Aici prețurile sunt medii și știi exact ce cumperi. Un bundle de skin cred că am văzut ceva la prețul de 100 de lei. Este scump pentru jucătorul de rând, dar comparativ cu prețurile de rivalul său direct, este acceptabil. Hărțile din Valorant sunt foarte similare cu cele din Counter-Strike Global Offensive. În primul rând, asta se datorează faptului că unul dintre cei care se ocupă de Valorant a lucrat la un moment dat la hărțile din CSGO. Există mereu un short, un long, un haven și call-out-urile care ar trebui să fie similare. Față de CSGO, diferența majoră este de mărime. Hărțile sunt mai mici.
și se pot juca meciuri într-un ritm mai alert din această cauză. Grafica este foarte basic, încât jocul să poată fi rulat la FPS cât mai ridicat și pe configurații decente. Sunetul este on point, deși 3D-ul poate fi îmbunătățit. Nu-ți dai seama mereu unde este inamicul exact după pași. Ca să pot juca Valorant, a trebuit să mă uit cel puțin 2 ore la un streamer care se juca pe Twitch acest joc și să am contul Riot legal la Twitch. Dacă ești streamer și ai primit key, puteai la rândul tău să-l oferi celor care te urmăreau, dar nu când doreai tu. Se numea drop și pica random. Cam atât momentan despre acest joc aflat în beta. Data oficială de lansare ar fi 2 iunie și Riot Games a anunțat că vor mai adăuga un operator în plus față de cei de până acum, dar și alte moduri de joc. Probabil o să includă un fel de deathmatch pentru că ar fi distractiv. Și acum o să vă mai las cu niște extra gameplay. He's low, very low. Mid low. Right, right. Mid HP. One enemy remaining. I know exactly where. Let's dance.
All meat, man's. Man, all meat. Still got it. Nice, so man, nice.